Mihai și Laura au avut parte de o experiență extraordinară la Paris, au făcut chiar foarte multe lucruri în așa scurt timp. De fapt, mi se pare că au stat vreo 3 zile acolo, dacă nu mă înșel. Nu știu, a fost superb tot ce am văzut, toate materialele în niște locuri de vis. Cred că au avut parte și de puțină ninsoare. Am văzut că au fost, evident, la Tour de Eiffel. Am văzut că au fost și la Disneyland, unde au avut parte de o experiență așa mai pe sufletul copiilor, de parada aceea a personajelor din desene animate, focul de artificii. S-au și plimbat foarte mult, cu toate că afară era destul de frig, s-a văzut cum era îmbrăcată lumea pe acolo, dar au fost și pe acea clădire de 60 de etaje, de unde se vedea foarte frumos tot Parisul. Au fost și în acel loc unde au pus lăcățelul, unde și-au pus o dorință și-au pus acel lăcățel cu un cifru pe care să-l știe doar ei doi. Mă rog, în diverse locuri unde s-au simțit ei foarte bine, evident că a fost o experiență minunată pentru cei doi. Au vizitat și cel mai vechi cabaret, Moulin Rouge, și bineînțeles că au avut parte și de prima lor seară împreună în Paris, fără camere, evident că despre asta este vorba. După această primă noapte la Paris, Mihai a declarat că sunt compatibili pe toate planurile, atât mental cât și intim, așa că și-a dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt și sunt foarte fericiți împreună.